video, nu foto. Au să-mi fac poze. în zice aparatul că nu vrea să vă faceți poze. pe lasă că știu eu cum arăt, ca am oglindă. Video, ca să pot posta pe canal. Bună dimineața, dar un ce atâta grabă, că e abia vineri dimineața, încă nici nu a început weekendul. Mai trebuie să și muncim și după aia. Ce faceți cum sunteți? Sunteți bine că sunteți pe canalul Unicu Bendea. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de șeruire, mulțumesc pentru comentariile pe care pertinent mi le scrieți acolo sub video pe care îl pun eu. Și de cafea, ce să mai zic. Cafea mare în ceașcă mare, că s-a primit pe site-ul buymeacoffee.com slash dacă intri și selectezi cafele, primești. Anuța de la Roma, mulțumesc frumos. Nicușor Streulea, care are tinichigerie în jucul de mișloc, numărul 214, mână de aur. Apoi a venit diaspora, cafea de la diaspora. Carmen, Carmen din Sua, care ține să precizeze, nu bea tu toată cafeaua, dă -i și soacrei. Îi dau, dar așa și ai prea trează și după aia prietenul meu, vechiul meu prieten Ionica Ardeleanu, din Câmpeni, moț de al nostru, acum în California, are un băiețel, Mateo, să-i trăiască alături de el și de familie, om frumos care cântă, din Australia până în Noua Zeelandă, din California până în Texas, din Bistra până în Arad, cântă oriunde, vorba lui am reținut-o. Zice, bă, Nicule, eu știu să cânt pe bani mulți, pe bani foarte mulți, pe bani puțini și știu să cânt și gratis. Ioni Cardeleanu, căutați-l. Avem și un hit lansat împreună, de suflet. Și că îl împarge tot din California, stă peste drum de Ioni Cardeleanu și a zis Bă, tu i-ai dat-o cafea lui Bendea, ia să-i dau și eu una. Mulțumesc frumos, fie primit. Cafelele să se întoarcă în sutit asupra voastră. Mm, amestecul ăsta, Roma, Juc, California, te trezește la viață. Te trezește la... Vedeți ce înseamnă să ai perseverență. Numele robotului. Americanii în sfârșit au lansat pe Marte robotul Perseverance, perseverență. A aterizat robotul frumos după o călătorie de șapte luni. Vreo 500 de milioane de kilometri o făcut, vă dați seama? Nu știu unde o oprit să alimenteze. O aterizat frumos pe Marte, Joe Biden tremura acolo, stătea în picioare să vadă. no. se prăbușește sau aterizează frumos. A aterizat frumos, Păi când și-a tras robotul sufletul, cineva l-a bătut pe umăr. Zice, n-ai o bujie, șefule, <laughs> n-ai o bujie. Era un cetățean de-al nostru, mai negricios la față de la vazelină zice N-ai o bujie, șefule, că-ți dau și eu o curie de transmisie Hai, ajută-mă cumva să plec, că nu-i de stat pe Marte Ai de capul meu În timpul ăsta, domnul premier Câțu zice Sperăm ca în cel mult un an să intrăm în Schengen Alții intră pe Marte, alții fac hoteluri, stațiuni pe Marte Că Zanzibarul e plin de români, maldivele e spline pline de români Și acum se mută pe Marte Și noi, săraci, nu reușim să intrăm în Schengen Ai de capul nostru Bine, măcar ca să anunțe vreme bună ceva fulguială, un pic de polei și de mâine, cald și soare. De asta zic, dragi greviști, Că acum mai nu, nu-i să nu fie o grevă. În fiecare zi e o grevă. Fermieri, ceferiști, grefierii, toți ies în stradă. Așteptați ziua de luni, că o să fie mai cald. Vă odihniți în weekend și după aia ieșiți în stradă. Că și doamna șoșoacă, doamna șoșoacă fostă aur, actualmente platinată sau patinată, e disperată. Deci mi ocupă ăștia strada. Ea care e obișnuită să fie fetița străzilor, care face live-uri pe Facebook de pe stradă, nu mai poate să facă din cauza greviștilor. Disperată doamna șoșoacă. ce -a mai zis ea? că e frică să fie otrăvită. Nu mănâncă de la restaurantul Parlamentului, nu bea apă, ba mai nou a zi zice, mi-e frică să deschid o carte ca să nu fiu otrăvită. Nu asta da scuză. Băi, cred că toți elevii care se pregătesc pentru BAC își au scuza asta de la doamna Șoșoacă. Nu deschidem o carte că ne otrăvim. Doamne ferește, ne intră mercur în corp și nu mai putem gândi bine de capul meu, mă. Bă, unde s-au ajuns cu propaganda? Să nu deschizi -o, o carte de frică a otrăvirii, să nu pui mâna tu pe un dicționar, o gramatica limbii române. Nu, mi frică că mă otrăvește. Doamna șoșoacă! Eu am pus mâna pe o carte, recent, și încă n-am semnalmente cum că aș fi otrăvit. Ba din contră! Ba din contră, am mai multe cuvinte în vocabular. De curând am terminat cartea scrisă de Christine sau Catherine Sutherland, nu mă am eu cu engleza, știți bine, noroc că era cartea scrisă, tradusă în română, titlul cărții fascinanta Marta Bibescu și lumea ei. Băi, deci păstrând proporțiile astea, au fost, asta a fost o influențeriță în epocă. Dinaintea primului război mondial și până după al doilea, cam toată Europa o cunoștea. Și nu avea cont de Instagram. Stătea la masă cu premierul, cu premierul englez, a fost un pic iubită de prințul moștenitor al coroanei germane, ba s-a iubit cu Alfons al III al Spaniei, unde mai pui că avea un soț pe George Bibescu, unul dintre pionierii aviației și nu fi cine, aia da influență eriță. Acum ce influențeriță avem? Pe domnișoara eternă Daniela Crudu, care ce-a făcut și-a de un litru. Acum nu fi pipăit-o Regele Spaniei sau premierul Italiei, dar totuși pentru cocalerii de pănet e o veste bună. Adică știi exact când vrei să cumperi ceva, la litru, cam cât, cam cât siliconele nu crudu. Carmen de la Sălcioa s-a declarat fascinantă de Gigi Becali, fascinată, fascinată, da și fascinantă se poate zice de Gigi Becali. Așa un cu caracter n văzut în viața ei. Apoi, dacă se duce până în Sălcioa, cel puțin 10 oameni cu caracter găsește, nu trebuie să caute la becali. Da? Influencerițele din ziua de azi, bă, și așa, monăcăjit. Antrenarea lotului de schi al Iranului, că și în Iran să face schi. Nu au putut să meargă la cortina Dampețo la mondiale, să nu au putut să meargă să-și însoțească uh, echipa, că nu au -o lăsat-o soțul. Că în Iran așa e legea, nu te lasă bărbatul, nu mergi. Acum așa, la ce s-au gândit? Urmează dragobetele, că și iranienii sunt dragobetele, o sunt foarte, cum să zic, fanatici cu dragobetele. Zice, urmează unul martie, o martie, stai ea până cortina Dampețo, dar după aia merge -și la shopping pe la Milano, pe acolo, se întoarce fără bani. Nu, no, nu pleci. Influencerițe și retrograzi. O cafea bună primită de la America, că Parge, Ionic Ardeleanu, Carmen, mulțumesc. Nicușor Streulea din Jucu și Ana de la Roma, știu să folosească mai mie coffee.com slash nicobende. Apropo de cărți, m-ar interesa o carte acum, vă întreb pe voi, o carte corespondența lui de Sârbu, îi zice la carte Traversarea Cortinei, au apărut la o editură din Timișoara. Am văzut-o eu pe 25 de lei cartea, e grozavă, de Sârbu, scritorul meu favorit, cam singurul care a scris ceva, literatură desertar. Dacă ar fi Circulat, dacă ar fi circulat cărțile sale pe sub mână, era cam echivalentul lui Hrabal din Cehia, sau mă rog. În fine, mă da 25 de lei cartea, o găsești în Timișoara și transportul 20 de lei. Nu-i bătaie de joc. Dragi Timișoreni, dacă puteți procura traversarea cortinei de ei de Sârbu, dați un semn să facem cumva să intru în posesia ei. Sau dacă nu vă sun și mi-o citiți la telefon. Facem noi cumva. Pentru artă orice. Ne-ați văzut că și doamna Clocotil dar și-a deschis pinacotecă, și-a deschis galerie de artă pe holurile primăriei de la sectorul 1. Absolvenții săraci de la alte plastice n-au avut unde să-și expună lucrările de final de an. Și ce a zis Clotild, Să ne va plu! Vien ici, me frer, me frer, artist! Și o chema pe toți să-și expună operele. Din ce am văzut eu că am absolvenții de la sculptură, acum ce să zic, cei care o contestă zic că niște draci, niște femei dezbrăcate, niște femei cu coarne. Acum arta știi cum e, discutabilă. Nu e capateu să-l consumăm toți. Oricum din artă, dacă nu avem un pic de înclinație, un pic de viziune, nu prea înțelegem mare lucru dacă nu ne spune cineva. Când te gândești că brâncuși de la cărui naștere se împlinesc azi, 145 de ani, a fost considerat pe vremuri în România decadent. Ba mai mult și după Revoluție, ansamblul de la Târgu Jiu a fost spălat. <laughs> nu știu ce, motopompă, cu ce... Ce să mai zici? Arta naște controverse. Controverse destul de perverse. Dar ce mă bucură faptul că mâine debutează în toată țara Olimpiada de Matematică. Nu se mai ține Olimpiada cum se ținea pe vremuri E organizată de inspectorate, de licee, de școli, nu, că e pandemie și ministerul a interzis olimpiadele, adică, da, nu ne mai putem întrece mințile, pentru că noi așa e guvidul. Atunci, gazeta matematică și are o longevitate de peste 100 de ani de când apare pe piață, ce a zis? Zicea, hai că facem noi un concurs. Olimpiada de anul ăsta e organizată de gazeta matematică. Vedeți și Olimpiada de Matematică, cea mai veche olimpiadă din lume, a fost pornită de la un concurs al Gazetei Matematice până anii 50. Și a devenit cea mai de tradiție olimpiadă din lume pentru uh, cei de la liceu. Nu știu, de vreo 3 sau 4 ori olimpiada a fost găzduită în România. Avem atâția premianți, medaliați. Cibrian Manolescu, cel mai titrat uh, campion din istoria competiției, de 3, ori, de 3 ori a luat locul întâi cu maximum de puncte. Și Nicu Șordan, și el a fost campion de două ori, maxim o dată și nu știu de nu și a doua oară. Și soțul doamnei armă. tot premiant la Olimpiada Internațională de Matematică. Vedeți că e bine, până la urmă undeva trebuie să te antrenezi. Eu în fiecare dimineață intru aici, Olimpiada YouTube-ului, cu Nicu Bendea și urmăritori. Mulțumesc tare mult pentru această săptămână splendidă pe care mi-ați oferit-o. Ne vedem și mâine cu niște chestii mai adunate și poi mâine aici pe canal, iar de luni, obișnuitele subiecte de la ora 10. Nu intri la bendea pe canal, nu există. Mulțumesc tare mult de urmărire, un weekend așa cum vă doriți, așa cum vă doriți să-l aveți, că meritați.